Așa cum v-am promis la început de an, în 2019 omagiem împreună satul românesc și vă prezentăm oameni care ne pot fi modele de urmat în dragostea de țară și de tradițiile strămoșești. Astăzi vi-l aducem aproape pe cel care a creat cel mai mare muzeu particular de artă populară din România, cu peste 3.000 de exponate, Muzeul Etnofolcloric Neculai Popa, în satul Târpești, aflat la 12 km de Târgu Neamț și de Humuleștiul lui Creangă, în județul Neamț. Scoatem astfel la iveală o poveste unică în spațiul românesc, viața celui ce a fost Neculai Popa, renumit meșter popular, colecționar de excepție și scriitor. Prin exemplul său, descoperim cum un țăran, în sensul cel mai bun al cuvântului, poate lăsa ca moștenire o adevărată comoară, atât familiei sale, cât și familiei extinse, adică neamului românesc. Cartea vieții mele. Fiindcă toți născuți din lume, fiu ar bun sau fiu ar răi, sunt născut și eu smeritul, dar născut cu căpătăi. M-am născut lângă pădure, satul între două dealuri, în Târpești legat de țoli, făcând cinste multor neamuri. A fost foarte atașat de lumea satului. Deci el s-a născut în 1919, a murit prin 2010. A prins perioada dintre cele două războaie, când satul românesc era încă satul tradițional, ca acum câteva sute de ani în urmă. Existau tot felul de obiceiuri, nu numai legate de zilele de sărbătoare, dar și diverse anotimpuri. Avea o conexiune foarte bună cu tradiția, deci el simțea, el a trăit lucrul ăsta. Român adevărat, în inimă și în faptă, Neculai Popa a militat pentru necesitatea de a reveni la izvoarele tradiției noastre. Cu un spirit autodidact, când a simțit că satul tradițional poate fi amenințat de globalizarea exagerată, a ales să intervină. În momentul în care a observat că și la noi după război începea modernitatea să pătrundă mult mai accelerat decât se întâmplase până atunci, a realizat că ușor se va pierde toată această lume, va dispărea. A încercat să lase un fragment din lumea asta care i-a plăcut atât de mult. Deci a fost o pasiune, o dragoste deosebită pentru folclor. Adesea, Neculai Popa își aducea aminte un citat al lui Nicolae Iorga privind păstrarea istoriei și a tradițiilor. Avântul către civilizație poate fi pentru un popor o foarte mare primejdie, dacă uită două lucruri, ce are și ce poate. Iar acesta se pare că a fost încă un argument pentru a deschide propriul muzeu de artă populară. Este un muzeu înființat de tatăl meu, Neculai Popa. El a avut ideea înființării muzeului prin anii 60, într-o perioadă în care lumea la țară începea să se modernizeze și nu prea mai punea preț pe obiectele tradiționale. Iar taicul, pentru a salva aceste obiecte, a început să colecționeze. A simțit nevoia să protejeze valorile autentice și a acționat. Ca copil din tinereață mi-a plăcut folclorul vechi. Și din tot folclorul mândru care eu l-am practicat, cel mai drag mi-a fost și este ca să fiu mereu mascat. Și m-am apucat să fac măști nenumărate, de-am umplut cu ele satul și am mai dat în altă parte. El era pasionat de confecționat măști. În primul rând, îi plăceau foarte mult dansurile cu măști și a ajuns foarte cunoscut încă de tânăr. Măștile aveau un rol important la obiceiurile dedicate sărbătorilor de iarnă, pe care le îndrăgea tare mult. Chiar el regiza piese de teatru folcloric. Avea și un grup de prieteni cu care până pe la vreo 80 ceva de ani au tot dat spectacole în diverse locuri. Aici în sat sau în diverse orașe unde erau invitați. De drum la rost. Nu lovi copilul, că ce l-am crescut. Stai, copiești, mai împunător și o leocotecă mai cu gesturi. Nu lovi copilul, eu l-am crescut. Fii. Nu lovi copilul, că ce l-am crescut. Am curaj cu dânsul să mergem mormânt. Reluăm. Da, păruncă să se taie de 2 ani și mai în jos, tot copilul de la mamă părea să ține seamă. Plecați-i ce nu mai stați dacă vreți să mai scăpați.
Pruncul de la brață, să-mi dai tu mie, asta nu se poate, deja avea 1000. Nici eu nu dau prunci în mâinile voastre, cu toată porunca voastră ce mi-i face. M-am gândit să zi și noapte, după planul închipuite, să mai scot încă o lucrare din cutia mea de mine. Apucat-o m-am mai frate într-o zi mare de vară să-și opresc câteva chetre să fac hartă populară. Ne-am luat ciocanul în dreapta, iar în stânga de altă bună și m-am apucat de lucru ca să fac și o sculptură. Avea în jur de 40 de ani când a început să sculpteze, fiind inspirat de preotul Constantin Mătase, fondatorul Muzeului de Istorie din Piatra Neamț, care a fost profesor la Școala de Cântări. Iar în perioada anilor 1970-1980, a realizat sculpturile care pot fi admirate și acum în curtea muzeului. Inspirat de profesorul lui, a început și taică să fie pasionat de arheologie. În vacanții căuta și el pe aici cioburi de oale, fiind zona culturii putene, cam dăm peste tot de vechi așezări neolitice. Și descoperise mai multe astfel de așezări și au hotărât arheologii să facă cercetare aici, în unul din locurile descoperite de taică. În momentul în care au scos la iveală primii idoli neolitici, s-a apucat și taică să facă niște copii după idolii ăștia neolitici. Așa au apărut primele lui lucrări de sculptură, încercări de sculptură. Creațiile lui Nicolae Popa au fost expuse în muzee și expoziții din țară și de peste hotare, ajungând în Europa, Asia și chiar America. Numeroși critici de artă i-au apreciat opera, iar nivelul de performanță atins de creatorul român demonstrează că, fără studii de specialitate, el a avut un talent nativ, specific geniului popular românesc. Și văzând că prin aceasta am ieșit la rezultate, m-am gândit că ar fi bine să creiesc mai departe. Și m-am apucat ca omul care toate le cam vede să sculptez cu cuțătașul câteva bucăți de lemn. O făceam pe lingurară și o prin linguri închisite, cum și diferite piese ce întrăsneau mereu prin mine. Astfel, a făcut din propriul cămin o casă a valorilor și tradițiilor românești. Dar pe lângă astea, toate câte eu am încercat, mă chema parcă pământul ca să trec și la sapat. Căutam cu grijă urme strămoșești din care să tragă neamuri din tăpești. Și fiind de importanță istorică în satul meu, eu le-am adunat pe toate și am făcut acest muzeu. Reușește prin 65 să deschid un prim muzeu undeva lângă biserica din sat, într-o clădire a școlii vechi din localitate. Și până prin 77, când construiește clădirea din spate, muzeul a funcționat acolo. După 77 și-a reorganizat curtea și muzeul funcționează aici, în curtea lui. Iar ceea ce putem admira la Muzeul Etnofolcloric Neculai Popa este rezultatul unor eforturi depuse de familia meșterului întreaga viață. Sursa principală de finanțare pentru muzeu a venit din zona asta, din vânzarea obiectelor realizate de ea. Exponatele din muzeu sunt găzduite în Casa cu Măști, ce a fost construită în a doua parte a secolului al XIX-lea, și în Casa Colecțiilor, ce adăpostește majoritatea colecțiilor Muzeului Popa, arheologie, numismatică, etnografie, obiecte religioase. Tot datorită pasiunii pentru culegerea obiceiurilor folclorice, Neculai Popa va ajunge să scrie 5 cărți, bazându-se pe experiența sa de viață. La intrare este poarta sculptată de taică-mă, reprezentând familia. În curte sunt celelalte sculpturi de dimensiuni mai mari și un autoportret pentru ele. În casa bătrânească, în casa bunicilor, are expus, taică-mă a expus, a gândit să expună o colecție de bundițe tradiționale din zonă. Iar pe hol puteți vedea câteva din măștire realizate de el și de maică mea, a învățat-o și pe ea prin 75 să facă măști. În camera din spate sunt lucrările lui de sculptură de dimensiuni mai mici, o mică parte din ce a păstrat el, și costumații pentru formațiunea cu Betleemul.
El organiza și un teatru religios cu ocazia Crăciunului. În clădirea mare, în casa colecțiilor, cum îi zicem noi, acolo sunt toate obiectele colecționate de taică-mă. Începând de la obiectele de arheologie descoperite de el în zonă, o colecție de arme, o colecție numismatică, are vreo 3-4 camere cu obiecte de etnografie. Este un muzeu istoric, având urme strămoșești, dinaintea ierii noastre, chiar de aici, din Tărpești. Sunt și piese bătrânești de la noi și alte sate, cu vechini deosebite, având date însemnate. Diplomele primite demonstrează că este mai cunoscut și mai apreciat în străinătate decât în țară. Și asta îl durea, că-și spunea mereu, dacă ar veni și românii mei, aceasta era marea lui dorință, ca și românii să calce mai des pragul muzeului. Poate pentru că Neculai Popa își dorea ca românii să revină de fapt la dragostea de țară, de tradiție și neam. Era o familie din Franța, cred, și a zis, domnule, da, uite așa ceva, venim în România să vedem așa ceva. Asta ne interesează, ceva specific țării dumneavoastră. Deci suntem interesați de lucrurile tradiționale, de lucrurile specifice României. Și majoritatea turiștilor care hotărăsc să vină în România vin în ideea de a vedea ceva legat de tradiția și de cultura românească. Și credea că tot românii pot înțelege mai bine și ce a dorit să dăruiască el prin acest muzeu. Neculai Popa a realizat totul cu bucurie și dragoste de țară, deși viața nu i-a fost deloc ușoară. S-a numărat printre partizanii care s-au opus instaurării regimului comunist, dar după ani de izolare în munți, a fost prins și condamnat la ani grei de pușcărie. În perioada 1952-1957 a făcut închisoare politică la Aiud, Pitești, Gherla și Poarta Albă. După detenția grea, a revenit acasă și cu sprijinul soției, Elena Popa, care i-a fost alături întreaga viață, și-a reluat activitatea. Relația dintre părinți a fost o relație deosebită, nu i-am auzit certându-se. Soții Popa au avut 3 copii care, în prezent, duc mai departe moștenirea lăsată în urma lor. A fost un om al bisericii, iar asta și-a pus amprenta asupra întregii sale vieți. El era o persoană foarte credincioasă și chiar și în perioada războiului, în perioada cât a făcut închisoare politică, faptul că era foarte credincios l-a ajutat să treacă peste toate lucrurile astea dificile din viața lui. Își dădea seama că pentru condiția lui de om simplu, avea 7 clase, plus cei 3 ani de școală de cântări, l-a ajutat Dumnezeu să facă niște lucruri. Era foarte conștient de lucrul ăsta. L-a ajutat Dumnezeu să facă niște lucruri deosebite prin faptul că a reușit să salveze multe obiecte, a reușit în mod neașteptat să realizeze diferite lucrări de sculptură în lemn, în piatră, nici nu se gândea el la o așa întorsătură în viața lui. Și permanent asta era ideea. Îi mulțumea lui Dumnezeu că îi dă sănătate și că poate să se ocupe de lucrul ăsta și să bucure și pe alți oameni care veneau să viziteze muzeul. În plus, din postura de cântăreț la biserică, a mai reușit un lucru. Faptul că era cântăreț la biserică i-a permis să aibă acces în casele tuturor cetățenilor din localitate, să vadă un obiect vechi, o icoană veche, să o salveze și să o aducă la muzeu, să nu ajungă să fie distrusă sau aruncată pe foc. Taică-mă tot timpul zicea, băi, spune ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu le încurcăm lucrurile. Deci lui îi plăcea oamenii să fie corecți. Dacă ai promis ceva, să se ții de cuvânt. Nu poți, fii și spui. Că eu după mine, câte am povestit, am trăit destule, fie și primit. Să fie primită arta ce am creat, precum și folclorul care l-am jucat. Neculai Popa a plecat în anul 2010 spre o lume unde valorile dăinuie în veșnicie, iar soția, Elena Popa, l-a urmat în anul 2016. După plecarea lui a rămas ideea păstrării obiectelor și a acestui muzeu și peste ani. Încercăm să păstrăm, să poată fi vizitat.
asta își dorea taică-miu, să poată veni lumea și să poată vizita. Mai ales că în ultimul timp, în ultimii ani, sunt din ce în ce mai mulți oameni interesați de folclor, de tradiții. Tinerii caută vestimentația tradițională, se fac cununii în port tradițional. Faptul că au plecat mulți în străinătate i-a făcut să fie mai conștienți de valorile autentice ale țării și atunci își dau seama cine definește aici. Deci încercăm să păstrăm acest loc. Așa cum sunt aduse la vedere pentru toți, eu le las în urma vieții la copii și strănepoți. Imaginea idilică a satului românesc răzbate până în zilele noastre datorită oamenilor care s-au dedicat conservării și transmiterii mai departe a unui stil de viață autentic. Iar istoria de la Târpești este în primul rând o istorie trăită de români, ocrotită și mai ales iubită. Astfel de oameni ne arată cum trebuie să păstrăm adevăratele valori ale României, care duc mai departe, dincolo de timp, tainele unui neam ocrotit de Dumnezeu. Adrian Păunescu, în poemul Artistul din Târpești, dedicat lui Neculai Popa, i-a rezumat povestea. Acum, în casa ta, se adună toți să vadă ce-ai făcut o viață întreagă. Artistul din Târpești, compatrioți, cu Dacia în casa lui, ne leagă. Iar cei ce băteau atunci la ușă au rămas acum să ne deschidă nouă ușa. Ori de câte ori vrem să cunoaștem faptele unui român din lumea satului care a contribuit la păstrarea istoriei neamului său. Lucru cu adevărat măreț.